Potrivit Monicăi Macovei, procedura de ridicare a imunității trebuie să fie scurtată până la maximum 48 de ore, deoarece Parlamentul nu judecă, deci nu mai trebuie analizate probele din dosarul în care un ales este acuzat de săvârșirea unei infracțiuni. Pe blogul său, europarlamentarul precizează că parlamentarul trebuie doar să se asigure că cererea de ridicare a imunității nu este determinată de declarații sau acțiuni politice ale parlamentarului, adică învinuirea penală nu este una inventată, ci se bazează pe indicii de comitere a unei infracțiuni, iar acestea rezultă sau nu din cererea de ridicare a imunității făcută de procurori. Dacă sunt astfel de indicii, de pildă dacă se face referire la ceea ce rezultă din interceptări telefonice, filmări sau rapoarte de control, martori, etc., este suficient pentru a se lua decizia ridicării imunității, pentru că existența acestor indicii arată că nu este un dosar inventat. Severineni salută inițiativa europarlamentarului PDL Monica Macovei. Deși sunt sceptici în privința transpunerii în realitatea acestei propuneri, oamenii cred că odată realizat acest lucru, actele de corupție de la nivel înalt s-ar reduce considerabil. Atunci de frică ar stagna și niște probleme din ăștia de corupție ieșite la un nivel foarte, foarte înalt. S-ar reduce actele de corupție. S-ar reduce. Foarte bună. Mi se pare că sunt aceiași oameni, să fim egali. Eu m-aș simți foarte bine, atunci am fi toți protejați, într-adevăr. Dar v-am spus, eu sunt sceptic. În chestia asta nu cred că se va întâmpla așa ceva. Pe lângă scurtarea timpului de ridicare a imunității parlamentare, Monica Macovei mai propune ca votul privind această procedură să fie la vedere pentru ca electoratul să vadă cum votează aleșii și pentru a evita ascunderea răspunderii în spatele votului secret, așa cum este acum. Potrivit Monicăi Macovei, adoptarea unui astfel de proiect ar aduce normele procedurale românești în acord cu cele mai bune practici din statele Uniunii Europene.